cu riscul de a nu termina prezentarea, vă povestesc ce am pățit la un moment dat, un lucru important. Țineam un curs la un moment dat la Politehnică, un curs de automate celulare, rețele neurale, de-astea mai ciudat așa, dar un studenții pregătiți, absorbă. În banca întâia, un elev, cred că era clasa a doua. Exact, mă bucur că sunt copii mai aproape de vârstă fragedă, că de fapt ei sunt ținta noastră, din multe puncte de vedere. A asistat copilul ăla la un curs destul de abstract, destul de complicat. Bineînțeles că la sfârșitul cursului pui o întrebare retorică. Aveți voi o întrebare? Bineînțeles că studenții pleacă să termină școala, clasa. Și ăsta micu așa ridică două degete și zice... Domn prof, eu deja aveam emoții brusc, adică ce poate să trebuie, ce poate să facă și zice... Domn profesor, n-am înțeles mare lucru din ce ați vorbit, dar o să plec de aici cu ceva foarte important pentru viața mea. Când vorbesc pe el așa, că e important pentru viața lui, ne expres și deja e al doilea fior. Și zice, o să-l locuiesc de aici încolo pe sau cu și. Nu de la, nu sau tu sau eu, ci și eu și tu. Era esența problemei de autoorganizare în cursul pe care l-am făcut. Deci, cu alte cuvinte, la noi a rămas în grup de la sau la și. Nu sau tu sau eu, nu sau uman sau real, nu sau... ci uman și real, nu sau știință și artă, ci artă și știință împreună, nu sau. Deci generația noastră trebuie să scoată pe sau ăsta acolo. Da? Vă rog să vă mulțumesc. Mi-am propus să mai vorbesc despre cuvinte, despre capcana cuvintelor și pentru a înțelege cum am ajuns eu la acest problem, cel mai simplu să vă împărtășesc ce am trăit, nu ce scrie în cărți. În 84 sau ceva de genul ăsta am dat peste o carte. O carte din literatură să New Age, Puterea piramidei. Ați auzit de efect de piramide ceva? Da. Cine a auzit de curiozitate, ca să-mi dați seama? E, vă dați seama că una e să auzi și alta să intri în experiment. Pentru că ideea principală să intri în experiment. Și primul lucru care mi-a atras atenția acest domeniu a fost ideea de formă, de proporție, de frumos, de estetică. Așa l-am întâlnit pe Matila Ghica cu tot ce înseamnă estetică și teoria artei. Așa am înțeles ce înseamnă arhetip. Deci mi-a adus mie, ca profesor practic la bază inginer, foarte pragmatic, mi-a adus în minte filozofia și am înțeles că fără filozofie n-am o busolă. Ați văzut în principiu filmul ăla Pirații din Caraibe? Bănuiesc că l-ați văzut, că l-am dat atâtea ori la televizor, că ne-am plictisit de el, dar ce acolo este o busolă, o busolă numită busolă euristică. Ne plimbăm cu ea ca să înțelegem realitatea. Fără busola asta suntem orbi. Să ne construim această busolă, pentru că o construiește școala, ne construiește viața, trebuie să o facem împreună, de la sau la și. Fiecare dintre noastre poate să facă ceva, să ne ajutăm în sensul ăsta. În sensul respectiv, practic am avut șansa să intru într-un laborator de cercetare complet neașteptat în experimentul la Pitești. La Pitești a fost construită, pe respectiv, o piramidă foarte interesantă, a 14 metri jumate înălțime, deci de practic 1 la 10, unde am înțeles că ce am învățat la școală mai trebuie upgradat, pentru că fenomenele de acolo nu răspund mecanicismului, modului newtonian, cauzal, în care noi am gândit. Trebuie să gândim altfel. Și sub forma asta am ajuns la ceea ce se numește capcana cuvintelor. Cum s-a întâmplat treaba asta? Păi, de la o sesiune de genul ăsta destul de exoteric, așa, cu o grămadă de prieteni, am venit și eram de la Pitești la București, în tren. Un prieten foarte bun alături, am început să discutăm de o problemă și cu o problemă, că la un moment dat, știți cum e dezbaterea, dacă nu avem atenție, alunecă în dispută. Sper să faceți distinție majoră între dezbatere și dispută. El mi-a spus ceva, eu i-am spus altceva, el mi-a spus ceva care m-a probabil m-a iritat și am răspuns și până am ajuns la București era deja oarecum răcit, deci era prieten foarte bun. O să acasă destul de necăjit. Ce s-a întâmplat? Cum am reușit să ajung în starea respectivă? Că mi se părea că totul e în ordine. Și mi-a dat seama de faptul că m-a declanșat un cuvânt. Cuvântul care m-a declanșat a fost fraza, cuvântul din fraza care mi-a spus-o. Nu prea ești smerit. Când am auzit de cuvântul smerit, am zis, domne, cum poate un cuvânt să mă irite așa de tare și să creeze asemenea reacție? Deci, ce era smerit? Și m-am dus în Dex. Vă recomand, aveți Dex-ul la noastră. Noi ne clăram cu Dex-ul, dar să-l aveți în telefon. Urmăriți în Dex pentru că surprizele sunt mari și asta este, de fapt, topica principală care o să o prezint. În principiu se numește așa, smerit are un punct, un scris în față, sens teologic sau religios, doi sens laic. Dintr-o dată, cuvântul etichetă, smerit, e cumva o etichetă între două lumi. Păi să vedeți un pic cam despre ce e vorba. O etichetă între două lumi. Acolo se spune ceva de genul ăsta. Este asariata plin de cuvioșenie și evlavie față de Dumnezeu. Deci definiția respectivă are alte cuvinte. Ia uitați care sunt cuvintele respective. Cucernic, evlavios. Cucernic derivă din a cuceri, ceea ce e interesant, mi-a creat o mică derută ce legătură are a cuceri, că nu cucerește nimeni pe nimeni în smerenie, din punctul meu de vedere. Și mai apar niște cuvinte, pios, religios,
Remarcați, toate cuvintele respective formează un areal de cuvinte în care dacă n-ai avut o componentă teologică ca să-i înțelegi sensurile respective, le știi doar ca dicționar, dar n-au și încărcătura emoțională și de înțelegere. Deci facem distinție între etichetă și înțelegere. Eticheta se poate memora, cum ați memorat probabil tensor și vector și o grămadă de lucruri la școală, dar n-ați înțeles doar ce se află în spatele lor și dacă l-ați înțeles, nu v-a plăcut. Și dacă nu v-a plăcut, ați rupt legătura cu dezvoltarea rațională, din păcate. Dar să vedeți ce ciudat se întâmplă dacă este celălalt sens, laic. Păi, fără să mai discut, spun direct, ca să vrem mai repede, este de tipul, dacă vreți, modest, supus, umil. Eu nu cred că mă duc umil în biserică. Deci, automat, eu aveam mai degrabă sensul laic. Și atunci am dat seama. Colegul meu avea un bunic preot și l-a crescut la țara cu bunicul lui preot și a înțeles. El a dat semnificația cuvântului smerit și, de adevăr, acea era smerit. Deci, cu alte cuvinte, faceți atenție. Cuvântul contează foarte mult pentru că el are mai un lucru important. E o entitate vie, are un nucleu semantic profund, are și o grămadă de o aură semantică largă, în jur. Puteți să vă imaginați, de exemplu, dacă merg și vă povestesc spre câmp, păi nu știu dacă vă gândiți la tarla, vă gândiți la câmp de luptă, la câmp magnetic, la câmp, știu eu, tensorul, nu știu care. Deci cuvântul în sine are multe variante și fiecare are setată într-un fel varianta după istorie pe care a acumulat-o. De aceea, să nu vă mirați că nu ne înțelegem. Am făcut atâta progrese în comunicație, avem tehnologii de comunicație, dar comunicare n-am făcut progrese. Și toată problema este reformarea acestui set mental, mindset-ul trebuie reformulat și trebuie să dăm la o parte barierele, pentru că vă mai dau un cuvânt care m-a frapat foarte tare, ocult. Ați auzit de ocult, a problemei de conspirație, când auzi cuvântul ocult, de curiozitate, cine îl vede ca pozitiv? Ridicat mâna. Cine îl vede ca negativ, după aceea, dar cine vede cu ocult pozitiv? Ați văzut? Cine zice că este legat de partea cealaltă, de tipul, să zicem, conspirație? Ați văzut? Și ați încheiat o poartă. Pe chestia asta nu citiți pe Steiner, care este părintele științelor oculte. De ce? Ce spune știința ocultă în sensul ăla? Că natura e tainică, misterioasă și ca să o explorez, ca atare, am nevoie să-mi setez mintea pentru a înțelege și prea natura, nu ce îi spun eu naturii din ce am învățat la școală. Deci, cu alte cuvinte, mă duc în dicționar și remarcați cam câte cuvinte vorbesc despre ocult, tainic, misterios, ascuns, pitit, neînțeles. Și dacă le împărțim în două clase, veți vedea imediat că ocult se pare, dacă vezi cuvinte care au o încărcătură negativă, nu-mi place să nu știu, nu-mi place să nu înțeleg, e ceva care mă respinge, la fel ca și ascuns, pitit, cineva are o intenționalitate în spate. În schimb, în partea cealaltă, dacă mergem cu cealaltă și cu celelalte cuvinte, misterios, tainic, vedem că este o problemă interesantă. În natură misterioasă, eu vreau să aflu questurile care le face, sunt de fapt elemente care mă incită să cunosc. Deci, în această situație, partea emoțională e legată de cuvinte. Și de multe ori partea emoțională mă blochează. Am avut o engramă, nu mi-a plăcut un profesor la un moment dat și din clipa respectivă dau la o parte o ramură întreagă. Deci rugămintea ar fi să înțelegeți că de la sau la și ne aflăm acum într-o etapă de sinteză informațională. Se vorbește de transdisciplinaritate și interdisciplinaritate. De topirea graniței între două discipline complet contradictorii, cum ar fi artă și știință. Arta îți dă șansa să te sensibilizezi, să devii empatic față de natură, deci fără artă un om de știință nu poate să fie. Și fără știință, ca să poată algoritmiza, formaliza ceea ce a gândit, ea nu poate. Deci un cercetător autentic al om, al planetei, al secolului 21, nu poate să fie decât când le are pe amândouă. Și pentru asta trebuie să facem o altă școală, pentru că școala ne separă din clasa 9, în uman și real. A fost o etapă depășită, ajutați-ne, căci am o grupă întreagă de oameni cu care am venit în Brașov să facem această problemă, să trecem mai departe, să facem măcar în lateral o sămânță pentru altă lume, apropo de cuvântul spus. Uitați-vă, apropo de IT, sunt fericit că avem aici un IT-ist important și sper să colaborăm mai departe, pentru că IT-ul ne-ar arăta în felul următor. Acela e un cuvânt important. N-avem viziune, o să înțelegeți mai încolo de ce avem viziune. Dar viziunea este legată cu o grămadă de alte cuvinte în jur. Și de fiecare cuvânt e legat de alte cuvinte. Și se formează, remarcați, o rețea, se numește rețea semantică. Deci, cu alte cuvinte, noi putem fotografia prin tehnica de RMN funcțional harta mentală a fiecăruia în mod real, fizic. Deci putem să ne înțelegem ce putem corecta, putem să aducem un nou plus de cunoaștere cu nu ne-am imaginat, ca să nu vorbesc, nu ne-am imaginat deodată, dar asta sunt cei care puteți să o împliniți. În această situație avem nevoie de o reprezentare. Uitați-vă, aici sunt reprezentări. E o altă scriere. Îmi pare o artă frumoasă, grafică. Nu, este o formă de sinteză a informațiilor ca să poți să le percep, pentru că am baze imense de date despre un om, despre o hartă mentală. E o altă știință, se numește data mining.
Deci, paradoxal, majoritatea disciplinilor importante, care ar fi importante pentru noi, nu vi se predau. Dar ele sunt pe internet. Problema respectivă, nu aveți nevoie de profesori, aveți nevoie de mentori. Apropo că s-a vorbit de mentori, mentori ca să vă ghideze că munca e a noastră. Și împreună lucrare, dacă facem de la sala și putem să înțelegem o grămadă de lucruri foarte interesante. Deci, cu alte cuvinte, reiau observația, simplitatea este o complexitate rezolvată. Este un lucru extraordinar de important spus de Brâncuș și mi se pare genială problema respectivă, simplitatea ca esență, nu simplitatea simplist ca să învăț repede, nu. Înțelegerea după ce? După ce am înțeles complexitatea ca paradigmă. Paradigma, ce ne va fi cuvântul ăsta așa compost paradigmă? Păi noi judecăm toată baza care ne dă referențialul zilei de azi înseamnă paradigmă. De exemplu, săgeata timpului, că și nu pot să mă întorc în trecut, decât cu mintea, și nu pot să văd în viitor, decât eventual cu predicție. Deci, faptul că este că această limită este parte din legile actuale care împreună formează bunul simț cu care vedem realitatea. Paradigma asta este. Deci, paradigma actuală s-a schimbat. Paradigma actuală, numai newtoniană, mecanicistă, cauzală, este mult mai sofisticată și are un nume care se numește știința complexității, fie să fie, asta e realitatea. Cum se cheamă? Știți, acum vine poate aia cu Prodomo, în ce să povestesc, să mă atrag în cursa complexității. Cum a apărut această știință a complexității? Păi s-a integrat această listă de cunoștințe, geometrie fractală, teoria haosului. Veneam de la o conferință de teoria haosului, ne-am prezentat niște lucruri și m-a văzut cineva în aeroport și cu trebuie să stai la cu haosul. Vă dați seama că acum s-a pus problema și după aceea am văzut în ziar, scris în ziar, tot despre această ține și spune cel mai mare specialist în haos din România. Vă dați seama cam ce s-a întâmplat a doua zi, nu? Deci problema... Dar în spatele cuvântului haos nu are legătură cu ceea ce o să vedeți că se numește stare primordială sau nu. Haosul este o matematică extrem de interesantă care permite să înțeleg fenomene care nu le-am imaginat vreodată, în special cele sociale, psihologice, în neuroștiințe. Deci teoria haosului este ceea ce noi am topit de multe ori în cărți, pentru că tovarășii înainte, în perioada generației mele, mi-a plăcut cuvântul că avem o teorie a haosului și încă o teorie a catastrofelor. Adică cum? Noi socialiști nu avem probleme cu haosul și teoria catastrofei, că noi planificăm. A? Atenție! Facem o distinție netă, semantică, acum vorbind, între sistem social și organism social. Sistemul social e o construcție, părerea noastră simplificată spre realitate. Noi trăim într-un organism social, are drumul lui, are viteza lui de lucru, nu are legătură cu ideologiile, trebuie să înțelegem asta și trebuie să ne adaptăm organismului social și atunci toate aceste elemente integrate formează o altă rețea semantică care arată cam așa. Fiecare punct de acolo este o materie care este predată la școală și sunt legăturile între ele și spune o persoană foarte importantă, Kelly, care spune în principiu, atenție, niciodată nu se confundă această realitate, numită complexitate, cu uneltele, adică cu teoria haosului, matematică și așa mai departe, ci este un alt mod de a privi lumea. Este o altă filozofie, un alt filtru, dat la o parte niște preconcepte, poate puse alte preconcepte, dar acelea pot să ne integreze ca ființă umană. Și pentru prima dată, prin această gândire, omul e pus în centru. Este pus în centru real, ca ființă gânditoare, inclusiv, paranteză, noi ținem curs la Politehnică, unde predau la științe aplicate, ținem curs de teleportare cuantică. Și credeți că ne jucăm? Nu. Pregătim viitorul celor care înțeleg această problemă, că între timp, spațiu, timpul înseamnă altceva, că el se controlează altfel cu ortotehnologie, cu zeci de cuvinte noi pe care nu le aveți în area semantică, pe care trebuie să fim format. Pe cum să formăm dacă asta aveți o repulsă reacție imediată, cu matematică nu-mi place. Cum să fac? Dar între timp să știți că s-a schimbat matematica. Nu mai e matematica aia să derivăm, să integrăm, că face calculatorul. Trebuie să gândim. Trebuie să învățăm să problematizăm, să punem întrebări naturii, nu să răspundem la întrebările date. Să mă uit la timp și mă apucă disperarea. Geometrie fractală. Aveți în telefon antenă fractală. Aveți în telefon antenă fractală. Deci deja aplicație. E o geometrie a naturii, e o geometrie a frumuseții naturii, făcută de Mandelbrot. Aveți cel mai citat român, care este în momentul de față Adrian Bejan și care a făcut fizica constructală. Merită să înțelegeți de ce avem forma asta, de ce e natura arată așa, de ce e arhetip pe care anticii le spuneau înainte lucruri. Dar, la urmă, este fizica de clasa 11, așa e durerea mea. Aveți în fizica de clasa 11, bazele inițiale de geometrie fractală. Păi degeaba vine la mine, de exemplu, tu fiind doctor într-o specialitate, dacă nu știi despre acest lucru, să înveți nici clasa 11, n-ai absolvit-o. Există teoria haosului, da? Haosul, în legătură cu această idee, vă spuneam, este o formă de instabilitate, de tip de instabilitate care poate fi controlată. Și această control al haosului este spectaculos de interesantă. S-a făcut pentru prima dată transmisie de informații prin așa numită purtătoare haotică, care înseamnă o altă formă de a înțelege și poate mai aproape de neapropiat de semnii într-o rațiune
Apropo de programul SETI, în care avem niște colaborări foarte interesante. E din nou fizica de clasa 11, teoria haosului, elemente de teoria haosului. Păi haideți să ne apreazăm un pic, să ne ajutăm, pentru că eu vă pot învăța pe dumneavoastră. Avem cursuri în Brașov acum, sper să ne rezolvăm din septembrie, ca vreau să puteți fi mai departe lector sau mentor pentru liceu. Pentru că dacă la liceu nu are baza asta, când ajungi la facultate, nu avem ce discuta, pe bune. Adică nu fac nici, știu eu. Au apărut meserii noi. Econofizică. Economie, matematica asta a complexității băgate în ASE este econofizică. A apărut jurisdinamica. Această gândire în drept se numește jurisdinamică. Au apărut teme neașteptate. De exemplu, un articol pe care l-am publicat cu câțiva prieteni ai noștri, vis-a-vis de antene neolonome, o matematică tare în spate, dar de fapt căutăm să înțelegem de ce antenele acestor insecte sunt așa de sofisticate, care este invariantul în formele de antene, și dacă am putea noi înțelege ce tipuri de comunicare au folosit acele antene. Și în principiu, uitați-vă aici sus, coloana din dreapta, aveți un prim integrat în care elementul senzitiv este antena unui fluture. Și este, de fapt, un antenograf. Deci, automat, este integrat în partea electronică. Măsurăm altceva, măsurăm interacțiunea dintre realitatea fizică exterioară cu fluctuația ei chimică, mecanică, cum să spun, electromagnetică și mai departe, prin intermediul unei substanțe vii. Și substanța vii antena unei fluture. Păi trebuie să învățăm să decodăm informația. Și asta se face, și asta e un quest, și asta e merită, că este cu totul altceva. O altă temă, de exemplu, avem colectivitatea sau așa numită inteligență swarm. Inteligența asta a turmei sau a stolului, inteligența asta se discută, se măsoare, se monitorizează, de exemplu, în ca o problemă a unui stup de albine. Și stupul de albine e monitorizat, trecut prin energia respectivă și, în final, a dus pe piață ca atare, sub forma de sociologie. Aveți aici, apropo că trăim vremuri turbulente și neașteptate, această temă de haos s-au aprins, fie să fie. Deci, în concluzie, ca să închei, acolo aveți, de exemplu, o mașină, prima încercare de modelare a fenomenelor economice prin curgerea, practic, prin curgerea prin fluidelor. Vă dați seama, prin curgerea fluidelor, că avem șansa să modelăm fenomene economice. Se numește calculator analogic. Nu mai e un calculator în care bag eu formula care este o decodare, cum cred eu, care arată natura. Nu, este chiar natura o pun la lucru, să modeleze fenomene. Pe asta stă creativitate. Păi să ne jucăm cu teme de genul ăsta. Să vedeți ce extra, câtă creativitate poate să aibă România și atunci, deși mă doare sufletul de ce am auzit aici, pentru că și eu trăiesc aceeași dramă, vezi că am trăit și fabrica tractorului, și fabrica rulmentului, și cealaltă din Brașov, și am trăit și fabricile din București. Și am văzut tragedia, dar dacă mă tot întorc să remember-ul ăsta, tot timpul să am sentimentul negativității, o să văd viitorul care merge ca la printerul 3D, informația direct în materie. Și acum discutăm direct cu mintea, direct în materie, facem comunicare minte-materie. Deci, de ce să nu facem un salt? De ce să facem politici de urmărire? Să facem politică de străpungere. Politică de străpungere, direct în societatea cunoașterii. De ce să tot urmărim pe alții, să bâșbuim? Acum, fără să vreau, vă povestesc că vă aduc poate patetic în discuție imnul României, care spune deșteaptă-te, dar nu fii șmecher, deșteaptă-te, deșteaptă-te, upgrade, upgrade. Și croiește-ți altă soartă, nu mai copia nici pe est, nici pe vest, croiește-ți soarta ta. Pe noi se potrivește să coasem emisfera stângă de emisfera dreaptă, arta de știință, să o facem împreună, pentru că nu avem răbdare să facem trudă și la urmă urmei suntem urmașii gânditorilor de la hamagie, nu? Concluzie. Toată complexitatea ca bază conceptuală se află în zeci de cărți în toate meseriile. O găsiți de la management la marketing, o găsiți de la electronică la bioelectronică, o găsiți în toate, toate literatura există și în România există literatura respectivă. Principalul problemă doar să vă motivăm să începeți să o studiați și noi să vă ajutăm să o puteți dezvolta mai departe, pentru că aceasta este meseria viitorului respectiv. Bineînțeles că toată asta înseamnă altă școală. Și închei cu observația că am fost foarte creativ ca să pot să-mi creez partenerii. În sensul cel mai, cum să spun, egoist posibil, cum poți să dezvolți dacă n-ai cu cine să discuți? Și atunci, în sensul dorinței mele, am făcut zeci de forme de educație, astfel încât să putem să mă dezvolt odată cu dezvoltarea provocării noastre de a fi vorbit în 18 secunde, ceva de genul ăsta, 18 minute, ceea ce am dezvoltat o școală specială, se numește programul Nexus, să-l găsiți pe internet, unde am nevoie de parteneri, să putem să dezvoltăm de la clasa 1-a până la postdoctorat. Trebuie să se înlănțuie lucrurile, nu să fie tot timpul până la clasa, să zicem, cât să zic, la clasa 4-a să fie ceva, la clasa 5-a e altceva și intrăm într-un fel de reformatare de hard disk, alte principii, altă. Vine barza până la un principiu, până mai vine barza. Păi hai să le lămurim, bine sau nu bine? Și unii rămân că vine barza și te trezești cu oameni discutând fiecare pe palierul lui de paradigmă, nu? Nu-i păcat? Pentru că nu s-a creat o continuitate.
această idee de continuitate a fost ceva de genul ăsta. Am fondat o catedră în cadrul Academiei Române, o catedră numită Catedra UNESCO de Geodinamică, unde studiem astrobiogeofizica de care v-am spus, cadrul în care viu se dezvoltă și respectiv unde controlăm teme de doctorat de nivel înalt cu care ne formăm baza de oameni ca să-i ajute mai departe ca mentor pentru nivelul următor. Nivelul următor este liceu, am format o clasă specială, unde clasa asta nu este nici fizică, nici matematică, e o clasă dotată pentru cunoaștere. E un laborator în care ai toate elementele componente, să poți să machetezi, să poți să transformi, să poți să gândești, toate partea electronică, mecanică, mecatronică, deci punem o întrebare și o transformăm acolo cu elevii. De exemplu, ce întrebare am pus? Putem discuta cu plantele? E tema mondială în momentul de față. Adică tot vorbim de seti și extraterestri și nu înțelegem cum să discutăm cu o plantă în jurul nostru. Păi să facem un extraterestru lângă noi, planta. I-am pus electrozi pe ea, punem într-o set de materiale de în jur și creăm o școală care asta face. Și uitați aici de lucru concret. Studenții antrenați au devenit mentori pentru liceu și fiecare liceu, echipă, unii au făcut senzori de câmp magnetic, alții senzori de câmp electric, alții au făcut biologie, alții au făcut română, că le place română și au fost cronicari și alții au făcut poze și au tatit și au avut o împreună lucrare. Și au făcut împreună lucrare. Bineînțeles, nu dăm diplome pentru că nu ne omologhează nimeni și atunci ne dăm mai certificate ca să ne recunoaștem, pentru că, în fond, cunoașterea nu are nevoie de diplomă, are nevoie de cunoaștere. Mergem și la cei mici și v-am spus că mergem aici la cei mici, facem un timp cu părinții probleme, adică facem școala de cu părinții. Dacă părinții nu i-am preadat, copilul se dezvoltă într-o tensiune lângă noi și nu vrem chestia asta. Da? Deci, în concluzie, avem materiale didactice, avem fel de fel de acțiuni în care copilul să vadă, să poată... Deci ce facem? Am inventat o meserie nouă care se numește designer de prilej. Le dăm copiilor prilej să se descopere și să se descopere. Da, cu cadrul controlat. Designer de prilej va fi, după părerea mea, una dintre cele mai bogate meserii în perspectivă, pentru că este o problemă de piață globală. Ceea ce am vorbit acum are nevoie, nu în România. În România am rămas aici pentru că ochii voștri îmi dau șansa să merg mai departe în sănătate, toată lumea se uită, dar se uită după 3 minute să vadă apoi am pierdut timpul, pentru că unde e proiectul, unde e finalitatea, unde sunt banii. Deci lumea de acolo, în Occident, este așa de tare prinsă de partea asta de pragmatic, încât nu-și dă seama că întotdeauna în față este un filozof. Și închei cu cuvintele lui Anton Dumitriu, care mi se par fundamentale și mi-aș dori să le împart marele nostru logician, care spune un lucru fundamental. Cum să vă spun, românul nu-i lipsește idealul. Mărimea nu e problemă. Hai să luăm de idealul.